Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E criză mare pe piața alcoolului din Rusia. Cei mai mari importatori de alcool au oprit livrările către magazine și restaurante din cauza prăbușirii rublei. Ceea ce, după părerea mea, este primul semn că vine revoluția în Rusia. Deja că nu se mai dă alcool. Război civil. Magazine. Nenorocire, frate. Este vorba de principale companii din domeniu care importă alcool din vest. Încă mai au samahoanca lor rusească, se pot baza pe asta. Dar... Și dau și vodka din vest? Alcoolul de... Nu, luau ce luau din vest. Nu știu, habar n-am. Alcoolul din vest este verboten, cum zice francezul. S-a terminat, nu mai e voie, din cauza că s-a devaluizat rubla cu 30% ieri. Ieri Banca Centrală Rusă a intervenit puternic pe piață, practic a naționalizat niște valute de pe la companii, a ridicat dobânzile la 20% și a reușit să oprească prăbușirea rublei. Așa. Deocamdată. Dar devalorizarea tot e de vreo 30% într-o zi. Cât face 30% din 5? O treime din 5. 1,7. Da, deci e ca și cum să fi fost duminică, să fi fost euro 5 lei și în luni să fi fost 35. 6,70 lei. 1,7. Da. A, așa, ai văzut? Deci nasol, din punctul ăsta de vedere. Devaluzarea asta foarte mare va produce pierderi imposibil de suportat, au anunțat companiile respective și, na, practic importurile astea. Acum, cred că dacă se termină de tot băutura în Rusia, este ca în poanta aia cu se termină iarba în Jamaica, știi? Adică se trezesc rușii dimineața și... Cine-i piticul ăsta de la Kremlin, mă? Care este treaba? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.